Hei, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou vlog, unul foarte special pentru că astăzi urmează să vă prezint noua mea mașină. Așteptam ziua asta de ceva timp și vă spun sincer că sunt cel mai fericit om din lume în acest moment pentru că mi-am dorit mașina asta extrem de mult. Pot spune că a fost ca un vis pentru mine și astăzi acest vis va deveni realitate. Înainte de toate, nu uitați să bușiți butonul de like, haideți să strângem 50.000 de like-uri pentru acest clip special și lăsați chiar acum un comentariu în care să-mi spuneți ce mașină credeți că mi-am luat. Promit să vă dau inimioară tuturor și v-aș fi foarte recunoscător dacă ați apăsat chiar acum pe butonul roșu de subscribe, pentru că doar cu ajutorul vostru putem ajunge anul acesta la suma de 1 milion de abonați. Pentru voi este doar un click, însă pentru mine înseamnă foarte, foarte mult. În caz că mă urmăriți și pe profilul de Instagram, ați observat că în ultima perioadă am postat unele indicii în legătură cu noua mașină. Unii dintre voi v-ați dat seama despre ce mașină este vorba și ați ghicit, însă abia aștept să vă prezint oficial noua mașină și sper să vă placă și vouă la fel de mult cât îmi place mie. Am ajuns chiar acum la Plus Auto Trade, sunt aici cu Radu. Salut. Și cu Daniel. Și noua mașină se află chiar în fața mea, însă nu vă arăt încă, vă mai țin puțin în suspans. Înainte de toate, voiam să-i mulțumesc din sufletul lui Radu pentru că m-a ajutat să-mi vând mașina într-un timp record și să cumpărăm noua mașină foarte, foarte repede. Și o să las chiar acum pe Daniel să vă explice în mare cu ce se ocupă prietenii de la Plus Auto Trade. În mare parte, Radu este unul dintre consultanții noștri care se ocupă de partea de vânzări de mașini, atât de lux cât și orice alte mașini pe care vreți să le cumpărați sau achiziționați. Și avantajul este că puteți să luați mașini prin Plus Auto Trade, fie în sistem buyback, fie prin leasing operațional și leasing normal, practic. Și un lucru important de menționat este că puteți lua prin credit extern. Foarte, foarte important. Vă mulțumim foarte mult și îți mulțumim ție, Alex. Mulțumesc pentru că ai apelat la Plus Auto Trade. Mulțumesc pentru cele mai bune servicii. În concluzie, dacă vreți să vă vindeți mașina sau să vă cumpărați una nouă, veniți la Plus Auto Trade și întrebați de Radu pentru că este cel mai bun. Și după o să vă fac o prezentare foarte mișto a mașinii domnul Daniel, cu care o să filmăm luni un clip foarte, foarte tare pentru canalul celor de la Plus Auto Trade, pe care o să-l găsiți jos în descriere alături de profilul de Instagram, TikTok și toate cele. Mulțumim foarte frumos! Acum e momentul să vă povestesc cum am ajuns să-mi cumpăr acest Mercedes și să vă prezint mașina mai în detaliu, pentru că sigur sunteți curioși să aflați ce model este, ce motorizare are, ce opțiuni are mașina și așa mai departe. Povestea mea cu acest Mercedes a început acum 2 săptămâni, când l-am văzut pentru prima oară pe net. M-am îndrăgostit instant de mașina, așa că nu am mai pierdut timpul și am atacat-o. Am cerut seria de șasiu, am verificat mașina pe Car Vertical, unde am găsit câteva daune minore. Această mașină a avut câteva zgârieturi și unele elemente au fost revopsite, însă în rest raportul arăta ok. Mașina are kilometri reali, nu a fost furată și cu siguranță nu a fost folosită ca taxi. În orice caz, nici dacă ai vrea, nu ai putea să faci taximetrie cu un cupe. Am și o mică surpriză pentru voi. Dacă vreți să vă verificați mașina pe Car Vertical sau să verificați o mașină înainte să o cumpărați, aveți 15% reducere din partea mea dacă folosiți linkul din descriere. Un raport Car Vertical vă arată istoricul mașinii și informații importante, cum ar fi dacă mașina a avut kilometrajul dat înapoi, dacă a avut daune sau accidente în trecut, dacă a fost furată sau dacă a fost folosită ca taxi. Și în caz că există în baza de date, raportul Car Vertical vă poate arăta și poze cu mașina din trecut. Eu personal folosesc aplicația Car Vertical de ceva vreme și vă recomand și vouă, pentru că este foarte utilă, mai ales atunci când vreți să vă cumpărați o mașină nouă și vă poate ajuta să nu luați țeapă. Însă de fiecare dată după ce am verificat o mașină pe Car Vertical, am fost să o verific și într-un serviciu autorizat, pentru că mașina poate avea probleme sau defecte ascunse pe care un raport online nu le poate arăta și asta vă recomand și vouă să faceți de fiecare dată înainte să cumpărați o mașină nouă. Ați găsit mașina, cereți seria de șasiu. Dacă proprietarul nu vă dă seria de șasiu, deja este un semn de întrebare, însă dacă vă dă seria, verificați-o pe Car Vertical. Dacă raportul arată ok,
vă întâlniți cu proprietarul și mergeți să verificați mașina într-un serviciu autorizat, pentru că doar așa puteți ști 90% din ce s-a întâmplat cu acea mașină. Astea fiind spuse, haideți să vă prezint noua mașină așa cum trebuie. Noua mea mașină este un Mercedes-Benz E400 Coupe Formatic din anul 2017. Avem un motor de 3000 benzină V6 biturbo ce dezvoltă 333 de cai putere și 480 de Nm cuplu. Mașina aceasta are 38.000 de kilometri reali, deci acesta este factorul principal care m-a făcut să cumpăr această mașină, pentru că practic este ca nouă. Cutia de viteze este 9 G-Tronic, avem 9 trepte și este destul de diferită față de ZF-ul de la BMW. Această cutie este mult mai confortabilă, nu zmucește la fel ca ZF-ul Sport de la BMW, însă m-am îndrăgostit de cutia asta de viteze pentru că este foarte, foarte fină. La exterior, mașina a venit cu pachet AMG, culoarea se numește Diamond White, este o culoare superbă, m-am îndrăgostit de ea încă din prima zi și arată foarte, foarte bine, mai ales atunci când este soare afară. În momentul de față, mașina are un set de jante AMG Double Spoke pe 19, însă pe viitor o să mergem cu siguranță la prietenii de la Venom Wheels și o să luăm un set de jante pe 20. Mașina a venit echipată cu pachetul de noapte, sau mai bine zis Night Package, o opțiune puțin mai rar întâlnită pe E-Class, unde avem geamurile laterale spate și luneta cu tentă închisă, shadow line și alte elemente vopsite în negru lucios. Una din dotările mele preferate de la exterior sunt cu siguranță farurile inteligente ILS, sau mai bine zis Intelligent Light System. Nu am apucat încă să le testez pe noapte pentru că doar ce am luat mașina, însă din câte am auzit sunt unele din cele mai bune faruri de pe piață. Aceste faruri au și opțiunea High Beam Assist, unde mașina activează faza lungă și o dezactivează în funcție de trafic. Am ajuns acum și la partea mea preferată a exteriorului, spatele mașinii. Din punctul meu de vedere, spatele E-Coupe-ului este cel mai sexy de la Mercedes. Într-adevăr, îmi place și cel de la S-Coupe, însă îmi place mult, mult mai mult cel de la E, nu știu de ce, însă m-am îndrăgostit de spatele mașinii, unde avem aceste stopuri LED incredibile, deci noaptea se văd bombă. Și tot în spate avem portbagajul, care m-a uimit pentru că mă așteptam să fie mult mai mic, însă la prima vedere chiar este foarte încăpător, cu siguranță nu o să reușesc să-l umplu doar eu cu iubita mea, și pe lângă asta el este cu închidere electrică sau din cheie. Mașina are pachetul confort ce vine cu alte două opțiuni destul de importante pentru mine, keyless entry și keyless go. Asta înseamnă că poți deschide sau închide mașina cu cheia în buzunar și poți porni motorul fără a fi nevoie să introduci cheia. În mare, cam astea au fost opțiunile importante de la exterior și chiar acum a venit momentul să vă vorbesc despre interior. Vă spun sincer, interiorul este cel care m-a făcut să aleg un Mercedes în locul unui BMW. Nu cred că trebuie să vă mai spun de ce, pentru că toată lumea știe că interiorul de Mercedes e interior de Mercedes. Interiorul mașinii mele este cu piele napa în două culori, negru și roșu, o combinație destul de rară pe coupe și, din păcate, avem volanul clasic cu comenzi touch, încălzire, padele și reglaj electric. Însă nu vă faceți griji, pentru că volanul va fi schimbat foarte curând, am pus deja ochii pe un volan AMG și nu pot să dorm liniștit până nu-l pun pe mașina mea. Însă dacă tot vorbim de volan, această mașină are o opțiune destul de interesantă, se numește Speed Sensitive Power Steering și aceasta îți oferă asistență în volan în funcție de viteză. În spatele volanului avem maneta de cruise control și acest cruise control are funcția de frânare. Mașina a fost echipată și cu câteva sisteme de urgență, cum ar fi sistemul de coliziune cu frână activă în caz de urgență. Avem și sistem de protecție pentru pietoni la capotă. Ce înseamnă asta? În caz de, Doamne ferește, faci accident cu un pieton, capota sare, se desprinde, astfel pietonul scapă mai ok. Și am ajuns acum la cel mai important minus al acestei mașini. După cum ați observat deja, mașina nu are ceasurile digitale și tableta, din păcate, nu este completă, însă nu vă faceți griji, pentru că foarte, foarte curând o să rezolv și problema cu volanul și problema cu ceasurile digitale, pentru că nu știu dacă vă mai aduceți aminte, însă am filmat în trecut un clip cu GL-ul lui Dorian, unde v-am spus că următoarea mea mașină va fi cu siguranță un Mercedes, pentru că m-am îndrăgostit de acea tabletă cu tot cu ceasuri dintr-o bucată. Și ironia sorții, evident că mașina mea a fost un Mercedes, însă din păcate fără cea mai importantă opțiune, adică ceasurile digitale. Nu pot să spun că nu-mi plac și ceasurile astea analogice, însă când știu cât de bine arată tableta completă cu ceasurile digitale, nu pot să rămân cu ceasurile astea, așa că o să rezolvăm problema cât se poate de repede. Însă, dacă ne uităm în dreapta, aici avem navigația comandă online cu
Apple CarPlay. Scaunele din față sunt climatizate, au încălzire, ventilații și reglaj de pe ușă. Din câte știu, reglajul acesta de pe ușă a venit odată cu pachetul de memorie, sau mai bine zis memory package. Aceste scaune au 3 memorii, eu mi le-am setat deja foarte repede, mi-am setat un mod de oraș, un mod de autostradă și un mod de rup gura. Însă această memorie nu se aplică doar la scaune, ci și la volan și la oglinzi. Însă asta nu e tot. Aceste scaune au și un lapis de rezistanță, după cum spune fratele Popa, au masaj. Și ce credeți, eu am aflat că au masaj abia după ce am cumpărat mașina, pentru că în anunț nu specifica nicăieri că mașina asta are și masaj în scaune, însă o să pornim chiar acum un masaj de relaxare și o să încerc să nu adorm la volan, pentru că aceste scaune sunt extrem de confortabile. Și a început masajul. Doamne, deci m-am îndrăgostit de Mercedes. În momentul de față sunt blocat în traficul de pe centură. Este extrem de aglomerat. Este ora 6:30 și mergem bară la bară. Însă vă spun sincer că nu mă grăbesc nicăieri. Masajul ăsta este incredibil și haideți să vă arăt chiar acum modurile de masaj pe care le oferă acest scaun. Avem în primul rând masaj cu intensitate maximă, masaj de relaxare, cel pe care îl folosesc eu chiar acum ca să uit de traficul din fața mea. Un masaj de activare, ăsta este foarte bun dimineața, l-am încercat mai devreme. Masaj clasic, masaj de mobilizare, însă asta nu e tot. Poți seta în ce parte a scaunului să ai mai mult masaj, în ce parte să fie mai intens. De asemenea, poți avea și un masaj fierbinte, masaj cald, masaj erotic, hai că deja m-am întins. Ideea e că dacă pornești încălzirea în scaune și pornești și masajul, e ca și cum ai avea un masaj fierbinte. Este o senzație destul de tare, însă eu chiar acum aș vrea un masaj cu ventilație în scaun, pentru că este destul de cald afară, sunt 32 de grade. Și da, deși credeam că masajul în scaune este doar un moft, pe centură chiar își face treaba. Și acum a venit momentul să vă vorbesc despre opțiunea mea preferată de la interior, o opțiune la care am avut puține dubii, să fiu sincer, pentru că este foarte, foarte scumpă, cred că este cea mai scumpă opțiune de la interior, sistemul premium Burmester. Deci, până să mă urc mașina asta, am zis, ai mă, cum să dai 3.000, 4.000 de euro, nu știu exact cât este sistemul acesta, nu este cel 3D, că ăla e undeva la 7.000 din câte știu, este sistemul Burmester normal, însă vă spun sincer că nu am auzit niciodată muzica atât de bine. Și gândiți-vă că, după cum știți, eu mi-am câștigat primii bani din muzică, din DJ-ală, am stat toată viața mea cu muzica în urechi, toată ziua ascult muzică și vă spun sincer că sistemul ăsta este incredibil. Următoarea opțiune este de asemenea una din preferatele mele, una pe care mi-o doream foarte mult, însă din păcate este destul de rar întâlnită pe E-Class. Este vorba de suspensia pneumatică Hermetic Plus. Această mașină are o suspensie pe perne de aer semiactivă. Avem aici un buton din care pot coborâ mașina sau o pot ridica în funcție de nevoie. Evident că o voi ridica atunci când trebuie să merg pe un drum mai prost sau o voi coborâ, de exemplu, atunci când merg pe autostradă, însă nu trebuie să mă agit eu prea mult pentru că mașina își reglează înălțimea în funcție de nevoi, știe ea mai bine ca mine când e nevoie să o ridice sau să o coboare. O altă opțiune preferată de a mea, o opțiune pentru care aș fi renunțat la mașina asta în caz că nu o avea, vă spun sincer, pentru că pe asta cu siguranță nu puteam să o pun eu. Această mașină are trapa panoramică și îmi place foarte, foarte mult că la E-Coupe trapa se lasă peste plafon, nu este ca la BMW să intre în plafon. Arată foarte, foarte sexy de afară și cu siguranță este o opțiune pe care nu mi-aș fi permis să o pun eu ulterior, pentru că vă dați și voi seama că ar fi trebuit să demontez tot plafonul, era destul de complicat, așa că mă bucur foarte, foarte mult că noua mea mașină are trapă panoramică. Un alt plus foarte important la interior este că mașina a venit cu plafonul negru, opțiune din fabrică. Inițial mă gândeam că va trebui să pun eu plafon negru de Alcantara, pentru că în general pe E-Coupe nu prea am văzut plafonul acesta negru, este o opțiune suplimentară, însă nu cred că o să-l dau jos doar să schimb materialul negru cu unul de Alcantara. Chiar îmi place, arată foarte bine și mă bucur că are opțiunea asta. Încă o dotare care mie personal îmi place foarte mult este că interiorul a venit cu elementele de lemn negru, însă dacă vreți să știți cum se numește opțiunea de fapt, acest lemn este lemn de frasin negru poros. Deci vă rog, am învățat bine lecțiile, însă nu cred că o să-l schimb cu Black Piano, pentru că îmi place foarte, foarte mult designul și se combină foarte bine cu interiorul mașinii. Avem bordul mașinii și fețele de uși îmbrăcate în piele de asemenea și încă un lucru foarte interesant este că atunci când pornești încălzirea în scaune, se încălzește și partea asta de pe ușă și cotiera.
foarte tare. Mașina are și sistem de parcare cu camere video 360. Mereu mi-am dorit această opțiune pentru că mi se pare foarte, foarte tare atunci când parchezi să îți vezi mașina de sus. Plus că aceste camere te ajută foarte mult să parchezi mai aproape de bordură. 2, 3, 4, 5, 6, nu știu câte are mașina asta, însă are foarte multe camere. O altă opțiune foarte interesantă este Active Parking Assist. Mașina se poate parca singură. Da, ați auzit bine. Ați apăsat un buton și mașina va căuta un loc de parcare în jurul ei și, dacă este disponibil, se va parca singură. Revenind la interior, o altă opțiune cu care trebuie să mă obișnuiesc este acest controller cu touchpad. Trecerea de la BMW la Mercedes este destul de grea, vă spun sincer. În primul rând trebuie să mă obișnuiesc cu schimbătorul pe manetă și cu multe alte chestii. Trebuie să mă obișnuiesc în primul rând și cu poziția la volan, pentru că dacă ați avut măcar un BMW până acum, știți că poziția într-un BMW este cea mai tare, asta vă spun sincer. Poziția aia sub volan nu se compară cu nimic. Într-adevăr, interiorul de Mercedes îmi place mie personal mult mai mult, însă îmi lipsește poziția aia sub volan, însă cred că luminile ambientale compensează poziția. Deci luminile ambientale de la Mercedes noaptea sunt criminale și din punctul meu de vedere sunt cele mai tari lumini ambientale de pe orice mașină. Mașina are sistemul de climatizare automată Thermotronic și pe lângă asta mai are o surpriză ascunsă aici în torpedo. Este vorba de parfumul ce vine odată cu pachetul Air Balance. Nu mi-am făcut prea bine lecțiile la acest capitol, însă dacă știți voi mai bine ce se întâmplă cu acest pachet Air Balance și cu Thermotronicul, lăsați chiar acum un comentariu. Însă vă pot spune un lucru sigur, miroase foarte bine această mașină, mirosul ăla de mașină nouă, nu știu exact cum să vă explic, însă îmi place foarte, foarte mult. Băieți, am revenit și cu un point of view de data asta pe noapte, pentru că interiorul de Mercedes este cel mai spectaculos noaptea. După cum puteți vedea, am activat și luminile ambientale care se văd superb. Pe culoarea MOV avem 64 de culori din care putem alege, însă, din păcate, aici se încheie și clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să bușiți butonul de like, să lăsați chiar acum un comentariu în care să-mi spuneți ce idei de modificări aveți pentru acest Mercedes-Benz E-Coupe. Lăsați acolo cât mai multe comentarii și promit să le citesc pe toate, să vă dau o inimioară tuturor. Și v-aș fi foarte recunoscător dacă ați apăsat chiar acum pe butonul roșu de subscribe, pentru că doar cu ajutorul vostru putem ajunge anul acesta la suma de 1 milion de abonați. Pentru voi este doar un click, însă pentru mine înseamnă foarte, foarte mult. Și ce să mai, în concluzie, sper că vă place noua mașină. Eu personal m-am îndrăgostit de ea, deși, după cum știți, o să rămân pentru totdeauna cu BMW în ADN. Pot spune că și Mercedesul are un loc destul de important de acum încolo în inima mea. Astea fiind spuse, eu am fost Montreal, până data viitoare, v-am pupat, pa!